Când vorbim despre literatură, vorbim nu doar despre o lume creată din povești, ci mai ales despre milioane de lumi create prin povești. Numele meu este Izabela Manolache și în lecția de astăzi vom învăța cum fiecare poveste ne oferă șansa cunoașterii unui spațiu, unor personaje și a unor întâmplări care să ne fie pe plac și cu care să ne putem identifica. În același timp, noi înșine putem fi creatorii unei povești și vreau să încep prin a menționa un lucru foarte important pe care l-a spus scriitorul român Marin Sorescu. Actul poetic constă în a avea curajul să-ți dezvălui subiectivitatea. Pe înțelesul nostru, să scrii o poezie sau o poveste, aș mai adăuga eu, înseamnă să scrii mai mult sau mai puțin și despre tine și despre gândurile și ideile tale. Cam asta a făcut Marin Sorescu în toată cariera sa de scriitor, publicând în timpul vieții 24 de volume de poezie și încă vreo câteva de proză. Marin Sorescu, scriitor, redactor șef al revistei Craiovene Ramuri, membru al Academiei Române și ministru al Culturii, s-a născut la data de 29 februarie 1936 la Bulzești, în Dolj. A fost preocupat de artă, literatură și traduceri. Studiile universitare le-a făcut la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Facultatea de Filologie, în perioada 1955-1960 și s-a licențiat în limbi moderne. A fost membru al Programului Internațional pentru Scriitori la Universitatea din Iowa, din Statele Unite. A debutat la vârsta de 28 de ani, în anul 1964, cu volumul Singur printre poeți. A primit de 6 ori Premiul Uniunii Scriitorilor pe tot parcursul vieții sale. Dintre volumele cele mai cunoscute vreau să amintesc Tușiți, Suflete bun la toate și ciclul de 4 volume intitulat La Lilieci, un univers poetic inspirat de numele unui cimitir. Opera lui Marin Sorescu cuprinde o zonă literară largă, stilul său ironic și degajat trezind în cititor spiritul ludic al copilăriei. Unele volume chiar sunt dedicate celor mici, Unde fugim de acasă, Cirip ciorap. La moartea scriitorului, pe 8 decembrie 1996, au fost găsite încă 15 volume de poezie, eseu, jurnal și roman, toate nepublicate. Revenind însă la ce am spus inițial, că fiecare poveste reprezintă o nouă lume, o nouă cale de cunoaștere, vreau să citim împreună următorul text din volumul Unde fugim de acasă, volum care îi aparține lui Marin Sorescu. Într-o poveste. Fără veste, intrați și într-o poveste. Așa, fără vorbe prea multe, unul după altul, cu mine în frunte. Luați-o pe poarta asta, pe care scrie a fost doar odată, ca niciodată, care ne așteaptă desferecată. I-am spus portarului că aveți treabă pe aici, fiindcă voi sunteți cei 12 pitici. De fapt, voi sunteți 14. Dacă o să observe, 2 dintre voi spuneți, suntem rezerve. Și mai spuneți că sunteți în căutarea zânei zânelor, furată de un zmeu din greșeală, crezând că e cine știe ce procopseală. Atenție! Aici, la fiecare pas, te poți întâlni cu primejdia nas în nas. Uite, parcă ne-ar fi auzit un balaur s-a și ivit. 1, 2, 3, 4, are capete 7. Numai ca să le numeri, pierzi o zi și o noapte. Cascamatorul suflă foc pe nări. Dacă aș avea la mine țigări, i-aș ieși în întâmpinare, suflând și eu dintr-o țigare. L-aș învălui cu fumul, n-ar mai vedea nimic și noi ne-am luat drumul. Dar așa, fuga a rămas ultima noastră salvare. Luați-o voi înainte, că mie mi-e că fug prea tare. E pe urmele noastre, care de frică s-au făcut stele verzi și albastre. Mirela, aruncă tu acum o gresie să nu-și facă balaurul cine știe ce impresie. Să știe și el că noi l-am citit pe Ispirescu Petre și știm că apar munți înalți numai dacă arunci în urmă cu niște pietre. Priviți-i acum, hehehe, munții au răsărit și în vârful lor sunt oi care behăie. Ce mari sunt, bată-i vina, eu nu i-aș sări nici cu prăjina. Dar balaurul, te pui cu el. Ar mai sări peste încă un munte, dar nu-i. Nu mai rămâne decât să azvârl eu plușul de pantofi, nedespărțitul meu pluș, să se facă în urmă un mare ghețuș. Va alunecat pe el și va cădea. Ha, ha, ha! Dacă o să spargă măcar un cap,
tot e ceva. Mi s-a părut, ori l-a trecut și n-a căzut. E lângă noi, după cum bine se vede. Opriți-vă. N-are niciun rost să mai fugim când nu mai putem. Balaurul s-a oprit și el la un pas. De ce o fi strâmbând din nas? Zice. Hei, voi sunteți din povestea Merele de Aur? Răsuflăm ușurați. Bată-te să te bată de balaur. Povestea merelor de aur e pe aleea cealaltă, frățioare. N-ai văzut tăblița indicatoare? În concluzie, bine că a fost o confuzie. Și uite așa, mergi și mergi, zi de vară, zăpușeală, nici tu, troleibuze care alunecă pe ațe, nici tu, bunici, să te ia în brațe, până când, ce sclipește acolo în depărtare? Un palat la care nu te poți uita decât cu ochelari de soare. De altfel, în față se află și trei stejari în care sunt agățați tot felul de ochelari. Puneți-vă pe nas sticlele astea colorate. Cred că nu-i vreo una lipsă, afumate ca pentru o mare eclipsă. Uite și un copac ceva mai măricel. Vă dau voie să vă suiți în el. Cât mai sus, care mai de care, poate vedeți ce urmează în continuare. Și o să vă invit să priviți și această imagine din carte. A fost odată, a fost doar odată ca niciodată. Iată ce poveste minunată și spun că e minunată pentru că ne dă ocazia să ne imaginăm că de fiecare dată când vrem să fugim, să evadăm și să citim o carte, ne aflăm la răscruce de drumuri. O răscruce ca o bibliotecă, să zicem. Te afli în fața a sute de cărți, deci a sute de căi. Nu-ți place povestea? Închizi cartea și o pui înapoi în bibliotecă. Apuci pe un drum și dai peste unele obstacole, cum s-a întâmplat în această poveste, în care protagoniștii s-au întâlnit cu un balaur rătăcit. Ei bine, în acel moment te poți întoarce și poți merge pe un nou drum. Provocarea mea de astăzi este să căutăm împreună noi drumuri. Acasă sau la școală puteți încerca următorul joc, care începe cu 5 titluri aflate în aceste 5 baloane colorate. Titlurile sunt următoarele. O plajă pustie, pustie de tot. Ca un bulgăre de zăpadă. Motanul pierdut când eram în vacanță. Toți prietenii mei. Și... mai stau puțin. Toți prietenii mei. De aici se vor deschide nenumărate posibilități. Și vreau să fac o paranteză pentru profesorii voștri care pot folosi acest exercițiu de scriere creativă pentru a integra elementele noi predate la clasă. Spre exemplu, dacă aveți o lecție în care predați substantivul, adjectivul, pronumele, verbul sau alte noțiuni teoretice, puteți integra în acest moment cuvinte pe care copiii să le folosească în compunerile lor, timpuri verbale pe care le-au învățat și așa mai departe. De asemenea, puteți nota alte titluri pe care să le introduceți în baloane, dacă v-ar plăcea să aveți compuneri pe anumite subiecte. Iată, deci, vă arăt din nou toți prietenii mei. Mi-aduc și acum aminte de o întâmplare petrecută într-o vacanță de vară la bunica din Plopeni. Mă lăsase ai mei la țară pentru 2-3 luni, cât ținea vacanța de vară. La început, m-am temut de plictiseală, însă mare mi-a fost mirarea să descoper că în vecini locuiau mulți copii. Cât era ziua de lungă, bunica mă lăsa să mă joc cu ei. Libertatea de atunci, de a fugi de acasă cu copiii și de a mă întoarce seara, când deja dădea întunericul, nu cred că am mai întâlnit-o vreodată. La oraș, lucrurile erau cu totul diferite. În primul rând, pentru că nu aveam atâția vecini cât erau la țară. În al doilea rând, pentru că mama spunea permanent că este riscant să plec de capul meu, chiar dacă știa că nu aș face vreodată ceva nechipzuit. Așa a rămas în amintirile mele vacanța de la Plopeni, drept cea mai plină de fericire și libertate.
o fericire pe care am putut să o simt doar alături de prietenii pe care mi-am făcut atunci. Și vreau să vă povestesc o întâmplare petrecută imediat după o zi de duminică în care bunica am făcuse un tort mare, mare de tot, cu mere. După ce am mâncat din tort duminică, apoi luni, apoi marți, când bunica m-a întrebat miercuri după prânz dacă mai vreau o felie de tort, i-am răspuns așa: chiar nu mai vreau deloc. Ba, acum îmi și pare rău că am mâncat atât de mult tort. Mă gândesc la prietenii mei, la Matei și Andreea, de exemplu, ei nici de ziua lor nu au tort. Te super dacă îi invit pe la noi mai târziu? Eu propun altceva, îmi răspunse cu drag bunica. Propun, duminică, să facem un tort cel puțin la fel de mare pe care să-l mănânci cu toți prietenii tăi. Eram fericit, cu adevărat fericit. În acea duminică, 7 copii veniseră să ne viziteze și toți erau prietenii mei. Așadar, dragi copii, vouă unde v-ar plăcea să fugiți? Unde fugim de acasă? În ce fel de loc? În ce fel de poveste? Dar mai ales, cu cine v-ar plăcea să fugiți, măcar din când în când? Această carte are un cuvânt înainte scris de un profesor pe care eu am avut norocul să-l cunosc. Se numește Liviu Papadima și spune următoarele: de acasă nu fugim niciodată prea departe, fiindcă pe seară ne întoarcem acasă unde ne așteaptă părinții, jucăriile, colțul pernei pe care îl strângem între degete, somnul și visele. Dăm o fugă până în oraș, ițit jur împrejurul casei, pipăindu-și cerul cu scăfârliile clădirilor. Sau ne ducem în oroșelul copiilor, capitala Bazaconiei. Dăm o raită până la școală să vedem ce ne mai fac banca, tabla și cea atârnată pe perete și cea vaia înmulțirii. Creionul și sandvișul de acasă învelit într-un șervețel și vârât în ghiozdan. Sau mergem, că azi e sâmbătă, la piață, la grădina zoologică, la cinema sau sub cupola rotundă a circului, în parc, să tragem dâre colorate de cretă pe asfalt sau pe stadion. Iar dacă tot e sfârșit de săptămână sau e vacanță, o luăm către munte sau spre mare sau în deltă. La o adică n-ar fi chiar de tot peste mână să ne abatem puțin și pe lună, un fel de pământ neisprăvit. A încercat niște păduri și niște ape, dar nu i-au ieșit. Nici Sahara nu-i de lepădat. Și pentru răcoreală putem face și un mic ocol, fie pe la polul nord, fie pe la polul sud, că ori încotro ai pleca, niciodată nu se știe unde ajungi. Sau ne vărâm o leacă până în fundul mării, la rădăcina ploilor. Sau pornim în călătorie, pe nervurile unei frunze, pe liniile întortocheate ale unei hărți, sau pe grunjii globului pământesc, cel din dulapul cabinetului de geografie, ca un măr fermecat. Știți că zânele frumoase, când vor, pot să-și ascundă patul, oglinda, tot palatul într-un măr. Sau, că tot veni vorba, o luăm pe cărările poveștilor. Povestea merelor de aur e pe alea cealaltă, frățioare, n-ai văzut tăblița indicatoare? Cum să nu-ți vină cheful de fugit de acasă când totul e atât de aproape? Și ai o călăuză atât de grozavă, pricepută la tot soiul de scamatorii, cu cuvinte, cu lumi, cu vise, cu năzuințe. Un ghid care știe să farmece distanțele într-o clipită și să tragă puțin tel de colțul perdelei, cât să se vadă minunea ascunsă în lucrurile cele posace din lumea noastră de zi cu zi. Poate te-ai mai întâlnit cu Marin Sorescu, prin vreo carte de citire, prin vreun volum împrumutat de la bibliotecă. Sigur vei mai da de el, fugar la rândul lui de acasă, în versuri mustăcini de umor și fantezie, în cronica nerimată a satului natal, în romane ghidușe și piese de teatru, ce te vor pune pe gânduri. Îi plăcea, între altele, să și deseneze. Ca mai toți oamenii timizi, în adunările cu multă lume, prefera să se tragă într-un colț cu un petic de hârtie și un creion și să schițeze portrete ale celor din jur. Am și eu acasă un astfel de portret în care mă recunosc nu numai pe mine, ci și pe cel care l-a desenat. Poți încerca și tu, în peregrinările acestei cărți, să găsești locul care ți se potrivește cel mai bine și să-l citești ca pe propriul tău chip, înrămat în cuvinte. Numai bine!